Disciplina Arte Vizuale și Abilități Practice, autor Florentina Vârtosu Toma, expert trend în educație tehnologică. Decorațiune de Crăciun. Disciplina AVAP, Arte Vizuale și Abilități Practice, clasa a 4-a. Această activitate vizează competența specifică 2-3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice. Iată care sunt materialele necesare realizării acestei decorațiuni. Hârtie colorată, minim două culori, lipici solid, foarfecă, compas și șnur decorativ. Această decorațiune de Crăciun se realizează prin următoarele tehnici de lucru combinate: trasare, decupare, pliere, lipire și asamblare. Iată care vor fi următoarele noastre etape de lucru. 1. Trasarea cercurilor pe hârtie cu ajutorul compasului. 2. Decuparea cercurilor cu ajutorul foarfecii. 3. Plierea cercului astfel încât să obținem un triunghi cu toate laturile egale. 4. Asamblarea cercurilor prin lipire cu ajutorul lipiciului. Trasează 23 de cercuri cu ajutorul compasului pe hârtiile colorate. Decupează corect toate cele 23 de cerculețe cu ajutorul foarfecii. Este foarte important ca toate cercurile să fie identice, egale. Etapa de pliere presupune îndoirea fiecărui cerc într-un triunghi cu toate laturile egale, respectând etapele din imagine. Lipește cele 11 cercuri într-un cordon, alternând culorile conform acestei imagini. Fiecare cerc mare se obține prin lipirea a 6 cercuri mici. Formează două cercuri mari egale conform imaginii de mai jos. Întoarce cercul pe partea opusă pentru a verifica corectitudinea asamblării. Etapa a 4-a. Asamblarea. Ai obținut până acum 3 piese, 2 cercuri mari și un cordon. Asamblează aceste 3 piese prin lipire. Lipește apoi cordonul, astfel încât să obții un cerc. Lipește un cerc mare deasupra și altul dedesubt, astfel încât să obții o sferă. Atașează un șnur decorativ pentru ca decorațiunea să poată fi suspendată. Combină armonios culorile și vei obține decorațiuni superbe. Spor la lucru! Spor la lucru și îți mulțumesc că m-ai urmărit!